Acum, lotul jucătorilor nostru e foarte bun, dar nu știu dacă individual nu este mai bun decât Craiova și Fece, nu știu, individual, dar ca și grup, eu asta caut mereu. Și în viitor, dacă voi alege jucători, voi alege jucători care află puțin și de caracterul lor, e foarte important. Dacă e un jucător numai că îl vezi pe DVD și știi, fără să știi ce-i cu el, că am mai fost și de astea cazuri, am venit pe aici, nu vreau să dau nume, au venit caracter, nu? Și pe vrea să joace fotbal. Vacanță la CFR, stai puțin, aici nu-i vacanță. Aici am venit să muncim și să câștigăm trofee. N-ai reușit să-l convingi pe Bilur. Tu ai avut o relație tumultoasă, așa că el e mai... Ar fi culmea să nu mai cer să-l conving să rămână. Nu cred că ar mai da randament. E timpul pentru el să schimbe ceva. Are și el nevoie și noi și toți. Ce să mai demonstreze Bilur? A fost, cred că e golgheter all time al CFR în Europa. A câștigat toate campionate. Are și el nevoie de... Și eu cred că are nevoie de schimbare. Eu m-aș bucura să plece. Îmi pare rău că clubul n-ar câștiga nimic, pentru că ar fi, și clubul ar fi meritat niște bani. Pentru că, până la urmă, Bilel fără CFR, să fim serioși, nu știu cine era. Dar el știe asta, mereu îmi zice. Susi ce era? Ți-a plăcut ție și ai reușit, n-ai reușit nici pe el să-l convingi? Susi și-a făcut o greșeală mare de tot. A avut contract de la noi oferit și n-a vrut să-l semneze. Și eu nu am contract foarte bun. Și am zis, bă, Mateo, de ce semnezi tu contractul ăsta? Doamne, ferește, te accidentezi și știu că impresarii promit multe. Dar tu ești un băiat așa de caracter, semnează aici și dacă tu ai ofertă, te lăsăm noi liber să pleci. Mă, coși, impresarul. A venit la mine plângând, după aia mi-a zis, mister, ai avut dreptate. M-am și rupt, s-a rupt săracul. Contract n-am, echipă n-am și uite-mă aici. Păi zic, e vina cu ei. Eu te-am învățat. Tu semnează cu noi că nu-ți mai dăm contract. Altcineva îți dă vorbe. Așa a făcut și Sestor, identic. Sestor de-aia a plecat, că Sestor eu l-am vrut să rămână aici. Și din cauza lui, era să-și pierde în campionatul ăsta. A intrat două meciuri, rău de tot cu Steaua, pentru că el nu mai era cu capul aici. Și el a zis că pleacă și spune, că pleacă că are echipă. Okay, și știu că nu are echipă și stă pe acasă. În Cluj se antrenează. Eu nu înțeleg unii jucători. La un moment dat ei cred, cu și eu acum, dacă am luat campionatul, trebuie să mă cred cel mai bun de nou. O să iau de la zero, de mâine, cu capul jos și ai la muncă. Așa trebuie să faci în viață. O să te crezi vreun mare jucător sau vreun mare antrenor. Că CFR-ul nu stă în Sestor, în Susi sau în Dan Petrescu. Merge mai departe fotbalul aici. Dar cum e pentru un antrenor să aibă, pentru un om, să aibă 40 de oameni lângă el, 40 de caractere, săptămână de săptămână presiune. Cum? Cum reușește un antrenor? Nu neapărat tu, evident, dar și în general, cum reușește un antrenor să gestioneze o situație din asta? Pentru că nu e ca la o firmă unde delegi, unde trimiți oameni, îți faci directorași, consilieri, totul e în mintea lui, în capul lui, adică trebuie să controlezi cam tot. Cum e? Cum? Da. Nu, eu vreau să controlez doar ce e despre fotbal. Stafful și birou, întrebați, noi nu ne băgăm, e și oana aici, știi, noi, eu vreau să fac treaba cu fotbalul, cine e scoutor, e scoutor, cine e directorul sportiv își face treaba, noi intervenim unul peste altul. E clar, la fotbalist foarte mulți, au fost foarte mulți. A trebuit să trimit 7-8 jucători la echipa a doua zilnic să facă antrenament. Noi trebuie să le facem program la toți jucătorii. Păi, asta am avut trei preparatori atletici. Unul să facă numai cu echipa a doua, unii cu accidentații și unii cu echipa a întâi. Au fost foarte, foarte mulți jucători, foarte multe probleme și când am venit, erau și foarte mulți accidentați, foarte mulți. După aia am făcut 2-3 cantonamente cu ei aici, semi la Cluj, am ușor, n-au mai fost nici accidentați, ușor, dar tot probleme vin mereu la fotbal, mai ales cum ai zis tu că sunt 40. Sunt foarte mulți pe lângă tine, e un staff numeros, dar dacă n-ai un staff numeros, în ziua de azi, în fotbal chiar că n-ai nicio șansă.